A trecut ceva timp de când Rulo i-a inspirat pe organizatorii Olimpiadei de Istorie să pună în aplicare un regulament corect și echitabil. Olimpiada de anul acesta se apropie repede și au apărut vești că Ținutul ar urma să angajeze profesori renumiți din toată lumea să facă meditații cu toți participanții. Se pare că anul acesta se pune accentul pe pregătire și încurajarea performanței. Rulo este fericit, însă nu totul este ceea ce pare. Inițiatorul legii care va acorda copiilor dreptul la pregătire cu acești profesori extraordinari este domnul Bolovan, iar planul lui este cu totul altul. Anul acesta, toți prietenii lui din capitală s-au plâns că materia la istorie e prea grea și copiii lor au nevoie de ajutor suplimentar. Și el, de fapt, are aceeași problemă cu băiatul lui. Așa că s-a hotărât să folosească banii Ținutului pentru copilul său și copiii prietenilor săi. Cum toți aceștia stau în capitală, legea pe care a promulgat-o spune că numai copiii din Trambulina pot beneficia de meditații, căci doar aici este aeroport, necesar pentru transportul profesorilor. Amintindu-și de succesul pe care l-a avut scriindu-le organizatorilor Olimpiadei, se hotărăște să scrie din nou, de această dată către toate televiziunile din Ținut. El explică în mesajul său că resursele Ținutului nu pot fi folosite pentru a favoriza un grup de persoane. Legea ar trebui să spună că toți copiii care participă la Olimpiadă pot beneficia de oportunitatea de a se pregăti cu profesorii renumiți și nu doar cei care stau în capitală. În plus, spune Rulo, ideea că doar în capitală există aeroport este doar un pretext. Profesorii pot fi transportați cu trenul oriunde copiii ar avea nevoie de ei. După difuzarea mesajului lui Rulo pe toate televiziunile, planul lui Bolovan este de jucat. Uitându-se la notele celor din capitală, cei din Ținut înțeleg intenția lui Bolovan. Rușinat, el schimbă legea astfel încât toți copiii să aibă oportunitatea de a învăța cu profesori renumiți. Cei din capitală vor trebui să aștepte, ca toți ceilalți, pentru ocazia de a învăța cu acești dascăli și vor trebui să tragă tare ca să aibă note mai bune. E corect ceea ce a încercat să facă domnul Bolovan? Cum credeți că trebuie luate deciziile pentru folosirea resurselor Ținutului? În favoarea tuturor sau în favoarea unui grup? Ce alte situații similare vă puteți imagina?